Bună ziua tuturor, bine ați venit la conferința de presă. Avem câteva evenimente, avem câte ceva să vă comunicăm și voi începe cu faptul că se lucrează la bugetul pe 2000, lucrăm la bugetul pentru 2017. Vă vom ține la curent cu toate prevederile și, așa cum se știe, facem și o prezentare amplă la momentul respectiv, după ce bugetul va fi afișat, va fi promovat pe site-uri. Dar aș vrea să fac o precizare foarte importantă, că pentru anul 2017 numărim taxele și taxele și impozitele. Menținem, deci nu mărim niciun fel de taxe și niciun fel de impozit, ci pe lângă prevederile anterioare, aplicăm prevederile codului fiscal. Avem nevoie de foarte mulți bani, poate 5 lei, 10 lei de contribuabil n-ar strica, dar nu umblăm la proceduri și nu mișcăm nimic. Încercăm să ne descurcăm cu ce avem și cu posibilii bani pe care putem să-i atragem din surse extra, prin surse extrabugetare. Priorități pentru anul viitor vor fi, în principal și în primul rând, mai bine spus în primul rând, fondurile europene. Avem în vedere o serie întreagă de proiecte, vi le-am comunicat în timp, trebuie să vă spun cu mare regret că lucrurile nu se mișcă la nivel de țară, nu avem linii de finanțare, nu avem prevederi speciale și nu știm dacă și când și ce și cât vom putea accesa în perioada care urmează. Noi sperăm să aducem niște bani, cât mai mulți posibil, ar fi foarte bine. De asemenea, ca și prioritate pentru anul viitor, vor fi locuințele sociale, și avem în derulare un proiect pentru realizarea locuințelor sociale, știți, clădirea C3 la liceul CFR. Va fi infrastructura stradală, utilitățile publice și servicii publice de calitate și probabil vom încerca, să sperăm că vom și reuși, să reducem tarifele la utilitățile publice. Nu le vom mări în niciun caz și căutăm soluții să reducem tarifele, să sperăm că vom și reuși. La apă și canal, de exemplu, este un memorandum peste care nu știu... Bine ați venit, domnul Spirică! N-am început de mult. Bine ați venit! Da, n-am început de foarte mult timp, da. Deci este un memorandum care are niște condiții clare în ceea ce privește tariful și avem în desfășurare un proiect pe fonduri europene de aproape 117 milioane de euro, care va fi finalizat 2018-2019. Proiectul este în desfășurare, vom vedea, pentru că acolo, în principal, aș vrea să reducem ceva. Ceva cât de cât, să reducem... mă rog, tarifarea într-un mod care să reflecte cumva, eu știu, mai buna gospodărire a noastră, a celor care livrăm servicii de apă și canalizare către populație. În infrastructură mă gândesc la, în continuare, la modernizarea străzilor în sensul de reabilitare sau reasfaltare totală, acolo unde este cazul, străzi noi și străzile vechi deopotrivă, parcuri și alei, precum și alte servicii, cum ar fi transportul public de călători. Aveți la mapele dumneavoastră niște materiale mai amănunțite, cu explicații mai în amănunt în ceea ce privește transportul, în mod special, pentru că intrăm în Consiliul Local cu un material de la societatea noastră de specialitate și cu niște prevederi propuse de către consultant. De asemenea, dorim să modernizăm piața Găvana și piața Trivale. Stadionul din Nicolae Dobrin, sper la prima ședință, am primit, nu vreau să mai vin cu planșele, numai atât, am primit planșele pentru
tot am insistat foarte mult la proiectant, știți că s-a mișcat foarte greu. Avem niște planșe pentru tribuna 2, rămân acelea, dar am primit planșele pentru trec stadion, însă așteptăm, insistăm și așteptăm, avem chiar promisiuni că vom primi și detaliile la proiect, pentru a putea demara procedurile în vederea reabilitării. Și vom începe, așa cum vă spuneam, cu tribuna 2, care la momentul ăsta speram să fie pusă jos, adică să fie demolată. Vom, în aceeași măsură, vom insista să modernizăm, să reabilităm centrul de copii și juniori. Vom fi obligați de la anul, în situația promovării, și eu zic că este certă promovarea noastră, vom fi obligați să avem 5 echipe de copii și juniori prin regulamentele naționale ale Federației și vom reabilita centrul de copii și juniori. Este solicitat de toată lumea. Menținem în condiții foarte bune pista de alergări pe care o punem la dispoziție populației. Trebuie să facem niște mici reparații pentru că s-au mai întâmplat unele altele, adică niște deteriorări, mai bine zis. Precum și faptul că ne dorim și vom avea un echipaj de ecarisaj profesional propriu, adică ecarisaj al municipiului Pitești. Am trecut controlul și supravegherea video din serviciul compartimentului de patrimoniu la poliția locală. Știți că au fost niște, ați intervenit și dumneavoastră, ne-ați întrebat, ați solicitat informații. Știți că au fost niște mici, nu știu, probleme, să zic, evenimente neplăcute la Căminul Coremii, lucrurile s-au mai aplanat, s-au mai îndreptat, să spun, nu în totalitate. Conducerea, locatarii, partenerii noștri de etnie romă și-au ales o altă conducere care să-i reprezinte și am montat acolo cameră de supraveghere pentru permanentă zi și noapte, 24 din 24, care transmit, furnizează date la poliția locală. Aș vrea să mai spun câteva cuvinte legate de cinematograful, fostul cinematograf modern, cinematograful Papaiani. Cinematograful Sebastian Papaiani, ăsta este singura contribuție pe care noi am avut-o la, nu știu, la bunul mers, n-aș putea să zic, în legătură, să spun, în legătură cu cinematograful Sebastian Papaiani, pentru că la un moment dat a fost o intenție la guvernamentală ca toate cinematografele de pe raza teritorială a unităților administrativ-teritoriale să treacă deci de primării. S-au răzgândit la momentul acela, ordonanța nu a fost decât pentru cinematograful București, pe care l-am modernizat în condiții specifice, în sensul că pe locația respectivă și în condițiile posibile pe care proiectantul a putut să desfășoare un proiect. Dar l-am luat cu obligația de a ține, de a fi menținut în zona de cultură, ca și spectacole, ceea ce se întâmplă, cinematograf, eu știu ceva, activitățile legate de acest aspect. Asta este obligația pe care o vom menține și avem, la trecere, avem obligația să ținem obiectul de activitate, inclusiv proiecție de film, pe o perioadă de minim 10 ani. Noi nu-i vom schimba oricum destinația și nu cred că o va schimba nimeni vreodată, în sensul că, eu știu, au fost voci care să spună să fie, nu știu ce, discotecă sau cărciumă, nici atât, Doamne ferește. În legătură cu celelalte cinematografe, și e vorba de cinematograful Dacia și cinematograful fost modern, Sebastian Papaiani, ne-a fost respinsă solicitarea noastră, aprobată inițial de guvern, iar el este în administrarea, în proprietatea, cred, a Ministerului Culturii, este foarte clar, prin direcția de film și cinematografie, cam așa ceva. Nu avem nici cea mai mică contribuție și nu avem nici cea mai mică, eu știu, nu, obligație nici atât, dar în legătură cu cinematograf, pentru că nu avem niciun fel de competențe. L-au închis cei care l-au închis treaba lor, aud că vor să facă altceva acolo. Noi nu vom da niște avize care privesc deranjul, să spun, sau liniștea și ordinea publică.
vom fi foarte atenți la aspectul acesta, dar nu avem nicio legătură cu el, nu ne aparține și nu este în subordinea noastră. Spun asta ca să înțeleagă toți oamenii, pentru că am avut și niște reproșuri. Acolo unde sunt reproșuri, sunt și asta este. Nu se supără nimeni pentru ele, dar în legătură cu cinematograful nu avem nicio competență. V-am pus și un material la mapele dumneavoastră. Acum aș vrea să vin cu niște precizări care privesc programul de 1 decembrie. În fiecare an am comunicat acest program, prima dată am făcut-o în fața presei și apoi prin aceste mijloace sau prin cu totul sau prin și alte mijloace am comunicat către populație, către cei interesați programul festivităților legate de Ziua Națională de 1 decembrie. Îl aveți acolo, dar vă spun pe scurt, la 8:30 va fi ceremonialul militar religios de depunerea coroanei de flori, coroanelor de flori la Cimitirul Eroilor. La 9:30, parada militară în zona centrală a municipiului, în zona Mobilux, vor fi oficialitățile. La ora 18, ceremonia de aprindere a iluminatului ornamental, întotdeauna la ora 18, așa am făcut în fiecare an, și a bradului de Crăciun, în piața primăriei municipiului. Cu această ocazie va avea loc un recital al fanfarei militare dimineața la ceremonial, intonarea imnului de stat al României, ceremonia de aprindere a iluminatului ornamental și a bradului de Crăciun și un spectacol, un recital al formației Deep Central. Deci va fi tot la ora 18. Da, o întrebare legată de treaba aceasta, vă rog. Da, deci această Deep Central și un recital secundar în aceeași, la aceeași oră. La ora 19, la Filarmonică de data aceasta, va fi un concert excepțional și va fi prezentă soprana, marea soprana României, Daniela Vlădescu. Între alte nume, vor fi prezente la acest spectacol, cu acest recital. Rapsodia română și alte melodii, alte vor fi în programul, nu știu ce program, amănunt, dar doamna a mai venit aici, o apreciem foarte mult, apreciată la nivel de țară. Ce vreau să vă spun, căutăm soluții pentru sărbătorile de Crăciun. Soluții artistice, evident, în legătură cu niște formații. N-am găsit pe nimeni disponibil sau dacă i-am găsit, cântă cam de maniera aceasta. Din București, mari interpreți, Genandra, nu pleacă, cântă pe sume foarte mari, numărul 2, v-am spus și anul trecut. Iar în al doilea rând vin să cânte pe bucățele, adică dacă pot cânta aici, eu știu, 30-40 de minute, fug repede și la Vâlcea și se prinde și acolo 30-40 de minute. Și cât se poate de repede, nu știu unde, la Sibiu, și așa s-a întâmplat în fiecare an, știți foarte bine. Nu avem o soluție de programul de Revelion. Nu avem o soluție, vrem să aducem pe cineva, am fost într-o situație acum 2 ani, în cât am adus pe Mărginanu, ca ultimă, ca efectiv o soluție de avarie. Nu am găsit pe nimeni, deși am început de 2 luni. Deci, cu cei care am discutat de principiu, cei mari vorbind, eu am insistat foarte mult, și știu cât de cât pe Andra, de 2-3 ani să vină la Pitești. Și domnul, anul trecut, acum de domnul viceprimar, vă promit, dar nu sunt sigură, nu știu ce. De Crăciun, de anul nou, nu iese din București, ea și alții cei mari. Iar restul, de acolo până acolo, se cărpește fiecare cu ce găsește. Vă vom ține la curent. Dacă până acum nu ne-ai spus nimic de Marcel Pavel. Dacă n-ai zis nimic de Marcel Pavel, n-ai zis despre alții. Păi cum să ai ceva? Marcel Pavel este o super voce din câmpul lung. Pe domnul Zidar. Deci...
Numai pe domnul. Numai pe domnul, că domnul Zidaru va fi viceprimar și va avea mandat de viceprimar. Are calitatea și competența să organizeze pe măsura posibilităților și cunoștințelor. Dar cât este viceprimar, numai dumnealui. Absolut. Conform legii și conform competențelor. Excelent, excelent. Vom purta o discuție, domnul viceprimar. Chiar să discutăm mâine. E o propunere foarte bună. De ce nu? Chiar excelentă. Așteptăm pe cineva mare, cred că ar... Cu Zmaile am încercat. Nu, are cineva chiar o relație foarte apropiată, chiar de rudenie. Și l-am rugat și... bine, ne-a spus un preț de un tarif de te-ndoaie. Asta nu contează. Când era și el mic, acum coastă ce cântă el, nu mai e așa ce... A fost altceva. Dar pe Zmaile a fost între primii, la modul cel mai serios, și anul trecut și anul acesta, a spus politicos, că el este politicos de fel, că este foarte ocupat, foarte prins. A fost prima opțiune. Dar este o propunere foarte bună cu Marcel Pavel, pe care... Cine? Link. Da. La ce oră este mâine? La 18. Am înțeles. Cine? Nu. Am întrebat de principiu că vom afla. Dar este o foarte bună informație și este o... cred că toată lumea și toți și-l ar dori pe Marcel Pavel. Este foarte bine. O să încercăm să... Sigur vom lua legătura cu dânsul. În legătură cu sărbătorile de iarnă, cu pavoazajul, aveți niște date deja comunicate, vă interesa de fiecare dată, în fiecare an, inclusiv costurile, pe cantități, le aveți în material, dacă doriți să le discutăm, dacă aveți întrebări, am pus absolut tot ce vă interesează, ca să știți și de regulă doriți să știți acest lucru. Ați văzut, am adus și un brad. L-am căutat îndelung, nu l-am găsit la Pitești, de fapt n-am avut ocolul silvic, colaborăm foarte bine. Am găsit cu greu acest brad, dumnealor l-au găsit, dar ne-a costat foarte, foarte puțin. Ați văzut că la Sibiu bradul i-a costat 900.000 de lei și l-am luat cu 1.300. Nu, așa avem noi noroc și spectacole le scoatem ieftin. Da. Păi nu, ați văzut toate sărbătorile, 900.000 la Sibiu, 450.000 la Târgu Jiu. Da. Incredibil, așa am văzut. Vorbesc de, și la Sibiu au și început sărbătorile. 900.000, tot ce înseamnă, nu știu ce presupune acolo, dai foarte mult. Da, sărbătorile 9 miliarde anunțate pe televizor. Nu, numai puțin, vă rog. Da. Cum îl cheamă? Cum se cheamă? Uruc. Domnul Uruc, poftiți, v-am așteptat. Luați loc în față, veniți. Da. Deci aveți toate elementele, toate datele care vă privesc și dacă mai doriți și alte explicații, vă stăm la dispoziția dumneavoastră. Suntem la dispoziția dumneavoastră. Am fost întrebați în ședința în conferința de săptămâna trecută în legătură cu plantările. Avem niște cantități, categorii de arbori pe care i-am plantat și unde i-am plantat, i-am să vi comunicăm și aveți materialul în mapele dumneavoastră. Este vorba de un număr de 200 de conifere, de 150 de arbori, de 800 de arbuști, arbuști pentru gard viu și 11.000 de bucăți, răsaduri flori 30.000, bulbi lalele 120.000. Că veni vorba de Marcel Pavel, s-ar putea să avem, sper să avem o surpriză plăcută, mă gândesc că acum sunt mai liberi.
dar s-ar putea să aibă angajamente de anul nou. Vorbesc foarte serios. Că începem să... Posibil. Nu poate exclusivitate cu ce am zis în noaptea de anul nou. Ce poate de la 10 la 11 sau de la 11? Dom'le, dacă ne găsim o legătură, o posibilitate să vină o oră, este foarte bine. Și când integrăm cu altceva, niciodată nu poți face cap-coadă cu aceiași, mai ales de anul nou, pentru că nu sunt ei disponibili. Dar mă gândeam așa. Da, în perioada 27-28, noiembrie, piața Ceri va fi închisă pentru lucrări de dezinsecție și reparații curente. Ieri am avut onoarea, pot să spun, să fim vizitați de o școală din Pitești, școala numărul 20, care câștigă pentru a doua oară la nivel național un premiu sau se clasează pe primul loc la o competiție care se cheamă Ecoatitudine. Foarte inimoși au venit cu niște materiale pe care le-au făcut din produse, din materiale reciclabile, cu niște aranjamente, mai bine zis, și au dat tonul foarte bine la școală, în jurul școlii, în sensul că ei și cu părinții și vecini și toată lumea sunt mobilizați, un lucru extraordinar, să colecteze deșeurile menajere selectiv. Ne-am avut și un proiect în urmă cu mai mulți ani, cu finanțare europeană, l-am aplicat tot prin școli, n-a mers foarte bine, cu premii, dacă vă amintiți, și încercăm, copiii sunt cei care, la care prinde cel mai bine acest tip de activități. Ne dorim foarte mult ca și alții să se integreze. Au încercat la Sibiu de la 1 noiembrie, se pare că au și renunțat, a ieșit în mare scandal. Am văzut pe media, puteți să vedeți și pe net, au pus pe culori și le-au dus chiar punguțe acasă să se strângă separat. Chestia asta am văzut-o și eu la Krems, lângă Viena. În fine, va trebui să muncim mai mult, să convingem mai mult ca să reușim să selectăm resturile menajere, să le strângem în mod selectiv, pentru că și legea ne obligă ca în jur de 12-14% să facem colectare selectivă, pentru că va veni vremea și nu mai târziu de 2018-2019, când vom intra în zona de infringement. Deci vom plăti amenzi serioase către Uniunea Europeană pentru neîmplinirea acestei prevederi. În fine, ne-a făcut plăcere și copiii și cadrele didactice foarte inimoși s-au prezentat foarte bine și îi vom susține și noi în perioada care urmează. Și mai vreau să vă spun că a început să crească interesul pentru cei care doresc să se implice prin voluntariat. Înseamnă ceva, lucrurile se mișcă cât de cât, în special școlile, unele organizații solicită anumite zone, pentru că trebuie să aibă avizul nostru, unde să meargă să facă colectare, să strângă, să curețe zone de gunoaie, pentru că la toate marginile de păduri, la râuri și peste tot, toată lumea noaptea cară cu mașini, cu tot ce duc gunoaie, e ceva, nu se poate. Azi, în toată țara e același lucru, pe magistrale, peste tot se întâmplă treaba asta. Cândva și cumva trebuie să curmeze obiceiurile respective. Și nu în ultimul rând, aveți un comunicat la mapele dumneavoastră care privește politica de tarifare a societății Publitrans. Va fi în dezbatere pe ordinea de zi a Consiliului Local și aș vrea să vă prezint câteva prevederi ale acestui material. În sensul că se propune prin consultanța impusă de BERD următoarele lucruri. Abonamentele pe o săptămână, pe o linie, să se scumpească de la 15 la 20 de lei. Abonamentele pe două săptămâni, pe o linie și pe o linie, de la 31 de lei la 38 de lei, adică 7 lei. Abonamentele nominale pe două linii se vor ieftini de la 95 de lei la 70 de lei.
Abonamentele nominale pe toate liniile, de la 140 de lei, se vor ieftini la 80 de lei, 60 de lei, deci. Abonamentele nenominale pe toate liniile, de la 174 de lei, se vor ieftini la 150 de lei. De asemenea, se introduc două abonamente noi. Două tipuri de tarifare. Un bilet pe o zi la prețul de 8 lei, indiferent de numărul de călătorii și indiferent de linii. Dacă poți să mergi de 20 de ori cu acest tip de bilet, de 20 de ori, 20 ori 2 fac 40 de lei, poți să mergi cu 8 lei peste tot și unde vrei, dacă ai activități care impun acest lucru. Abonamentele nominale anuale pe toate liniile la prețul de 800 de lei. 800 de lei pe un an de zile, pe indiferent de câte ori urci, cobori, pe orice linie dorești, ori de câte ori pe zi, abonamentul pe un an de zile ar costa 800 de lei. De asemenea, se mărește taxa, dacă vreți, pentru cei care fraudează, care nu își plătesc biletul de călătorie, de la 22 de lei la 40 de lei. Se are în vedere la primele două tipuri de abonamente care se scumpesc, unul cu 5 lei, unul cu 7. Faptul că sunt adesea fraudate, se modifică data, se scriu alt... Acolo este statistica cea mai încărcată, în sensul că tipul acesta de călătorii sunt cele mai fraudate. Iar 90% din tarifele percepute pentru călătorie se ieftinesc substanțial. Aveți materialele și despre asta e vorba în legătură cu Publitransul. Vă rog întrebările dumneavoastră. Păi consultanții, cei care consultă, deci consultă serviciul, consultantul. Deci numele este dat de la consultantul, a fost cooptat de Baird, pentru că Baird-ul asigură finanțarea de 650 de miliarde pentru achiziția autobuzelor. Baird-ul trebuie să se asigure că își va recupera banii și că există o politică tarifară, pe de o parte, sigură în sensul că va garanta o funcționare durabilă și în parametrii normali ai societății, iar pe de altă parte intervine acolo unde, sau dacă este cazul, acolo unde politica tarifară nu este în concordanță cu realitatea, în sensul că i-au făcut și multe, mă rog, au chestionat călători, au călătorit, au făcut multe analize din toate punctele de vedere. Și merg pe ideea ca transportul să fie cât mai ieftin, ca să fie cât mai atractiv, pentru că vedeți că numai două puncte sunt vizate ca să se scumpi, care 5 lei pe o să... Dar celelalte 8 puncte sunt benefice în sensul că se reduc substanțial. Și cam în toate cazurile, sau în foarte multe cazuri, când o companie își dorește performanță sau crede că are goluri în performanță, în modul de, în activitate, în modul de desfășurare a activității, apelează la consultant, care poate să-i dea niște sfaturi. Consultantul și nici Publitransul nu vine să spună primăriei, își manifestă intenția, dar primăria este cea prin Consiliul Local care aprobă aceste propuneri. Deci acesta este demersul. Pe de altă parte, suntem în poziții avansate de lucru în ceea ce privește achiziționarea de autobuze electrice urbane. Am amânat pentru o perioadă de timp să aducem pentru transport electric experimental. Am mai venit la Pitești, am fost împreună pe mașinile respective pentru a vedea ce înseamnă transport și transportul electric.
care este foarte vizat la nivel de Uniunea Europeană, în sensul că este un transport nepoluant, dar trebuie văzute și performanțele. Pe de altă parte, mijloacele de transport electrice sunt mult mai scumpe decât mijloacele de transport clasice cu motor electric, cu motor cu ardere internă, cu motoare termice. Și poate dă Dumnezeu ca mai devreme sau mai târziu să realizăm transport unitar în zona metropolitană. Am interpelat toate mărimile naționale, în sens de mari șefi, viceprim-ministri, știți că au fost aici, miniștri, prin toate canalele. Avem și solicitări de la comunele limitrofe, de la Bradu, de la Bascov, de la Mărăcine și Miceș, da? Să facem ADIA, numai în sensul ăsta putem realiza un transport metropolitan. Lipsa unor prevederi clare în ceea ce privește zona metropolitană, lipsa acestor prevederi, ne obligă să mergem pe o altă posibilitate legală, de altfel, dar cu un număr mai restrâns de localități, în sensul că pot fi localități care își manifestă această dorință și trebuie să fie minim 3. Asta ar însemna că scoatem din Pitești sute, zeci, poate, nu știu, hai să spun zeci, de alte mijloace de transport public, mai bune sau mai rele, mai eco sau mai puțin eco. E vorba de acele autobuze, microbuze care ară Piteștiul în lung și în lat în fiecare zi și la orice oră, care și deranjează, care și poluează, care și aglomerează traficul. Vom vedea ce se va întâmpla. Noi suntem în pole position din acest punct de vedere. Ne dorim foarte mult aceste autobuze și suntem, să zic, avansați în ceea ce privește implementarea proiectului de realizarea stațiilor unitare, stațiilor de transport cărători în Pitești. E vorba de aproape 100 de stații, care toate va fi un proiect unitar, aerisit și cu care va îndeplini toate cerințele prevăzute de lege, în sensul de adăpost, afișaj și așa mai departe. Pe de altă parte și încheie în legătură cu transportul, domnul Spirică, stația de la Cercul Militar funcționează impecabil. Am zis că este pe o perioadă determinată. 3 luni am propus să vedem ce se întâmplă acolo, dacă merge sau nu, fiind experimentală, n-a fost niciodată, sau mai bine zis, a fost cândva prin 1986-87, spun unii care au fost stația acolo. Acum funcționează foarte bine și oamenii sunt mulțumiți că pot accesa, pot merge la autobuz și cei din zona centrală, care sunt cei mai mulți. Am făcut. Ce spuneți? Că n-are stația efectiv, n-are ce? Da, vom pune, așa e. Și mai e o problemă că nu am făcut stația efectivă ca un mic adăpost cu o băncuță, două, ca, un, mă rog, ca o copertină. O să o facem și treaba asta. Da, n-am făcut-o pentru că era temporară, toată lumea a zis să vedem cum merge acum. Deci n-am auzit o voce, absolut toți și toată lumea a spus că este ok și au nevoie de ea și nu cred că am mai putea să o iei de acolo. La fel și cu autobuzele. Dacă ne-am gândit foarte clar în ce pentru că propunerile au venit și de o altă manieră cumva, să nu facem reducerile astea, eventual să mărim un pic tarifele. Păi știți cine ne-ar critica cel mai tare? Cei care n-au mers în ultimii 30 de ani, care merg numai cu Mercedes-uri, care n-au urcat în autobuz vreodată. Ne omoară. Deci ar sta în 8 și în 13 la televiziune să ne critică. De aceea nu vrem să mărim tariful. De cei care n-au urcat în autobuz ne termină. Sunt pe noi. Ca să zic, au scumpit cu un leu. Păi, cum? Mai bine, de ce? Nu scumpim. Oricum, pentru că transportul este într-o linie ascendentă, facem o economie anul acesta de 50 de miliarde la subvenția preconizată în bugetul pe 2016. E gândită mult, cred că e gândită mult strategia asta și eu mi-am spus, dar vedeți că 5% înseamnă majorare în comparație cu reducerea de peste 70-80%. Înseamnă nimic. Iar în ponderea încasărilor, pentru că s-a venit cu majorarea și a tichetelor de la 2,20 sau 2,40, n-am acceptat sub nicio formă. Ălea sunt, la le menținem. Dar unde am venit 50 de lei, 60 de lei să iei de la o dată dintr-un abonament, înseamnă foarte mult.